Rudele și prietenii unei familii din Romos, a cărei casă a fost cuprinsă de flăcări duminică noaptea, fac un apel către toți cei care pot ajuta financiar. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită, însă daunele produse din cauza incendiului sunt considerabile, având în vedere faptul că și intervenția pompierilor a fost de aproximativ 3 ore. Astfel, pentru a veni în sprijinul familiei, apropiații au lansat un apel umanitar de strângere de fonduri. Oameni buni, după cum bine știți majoritatea dintre voi, acum 3 ani casa familiei mele a ars parțial. Azi noapte, din păcate, incidentul s-a repetat, dar în vecinătate. În jur de ora 23:50 s-au auzit sirenele din Romos. Casa unor oameni din sat era mistuită de foc. Din fericire, nimeni nu a pățit nimic, dar focul a ars acoperișul și camerele în care locuiau tanti Saveta și fiul ei, Ilie. La fel cum v-ați mobilizat acum 3 ani, fac apel la voi să-i ajutăm și pe acești oameni, fiecare cum poate. Deocamdată oamenii curăță locul și apoi să vedem care este necesarul de materiale. Tanti Saveta și fiul ei au nevoie de ajutorul nostru. Haideți să punem mână de la mână. Dacă doriți să luați legătura direct cu domnul Ilie pentru a da o mână de ajutor, aici aveți numărul de telefon. Ștefilie 0766-691053. Din păcate, nu au un cont bancar, dar vă las mai jos un cont de Revolut unde banii vor pleca către familia Ștef. Au postat apropiații familiei pe rețelele de socializare.